Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnaltv.md, dar și pe canalul nostru de YouTube. Să vedem titlurile ediției. Aleșii poporului au găsit o modalitate pentru a cheta datoria Moldova-Gaz față de Gazprom. Astfel, riscul ca Republica Moldova să rămână fără gaz a fost eliminat. Despre ce este vorba, aflați la știri. Dosarul 7 aprilie a fost reluat după 12 ani de la evenimentele din 2009. Se întâmplă după dezvăluirile făcute de Boris Prâncean în emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV. Urmează detalii. Transportatorii au ieșit din nou în stradă. Șoferii de microbuz și autobuz de pe liniile interurbane cer dublarea cel puțin a tarifului pentru călători. Cum au reacționat autoritățile, vă spunem imediat. Veniturile de 50,1 miliarde de lei și cheltuielile de 65,2 miliarde de lei. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2022 a fost votat azi în prima lectură. Sunt prevăzute și majorări salariale care au trezit însă mai multe nemulțumiri. Despre ce este vorba în câteva clipe. Deputații Puterii au modificat astăzi legea bugetului de stat pentru anul curent. Capitalul social al Energocom a fost majorat cu 1,7 miliarde de lei. Care este scopul modificărilor? Aflăm de la Adela Șefciuc. Bună seara, Adela, te ascultăm. Bună seara, Sofia, bun găsit doamnelor și domnilor. Majoritatea parlamentară susține că va putea fi evitată stoparea livrării gazelor de către Gazprom prin achitarea de urgență a plăților pentru perioada octombrie-noiembrie. Mai exact, suma de 1,4 miliarde de lei rămasă pe contul companiei de stat Energocom după procurarea de gaze din surse alternative va fi transferată către Moldova Gaz, care va achita factura la Gazprom. Precizăm că ieri Gazprom a stabilit un nou ultimatum Chișinăului prin care avertizează că așteaptă livrarea transferul bănesc până vineri 27 noiembrie. În caz contrar, gigantul rus își rezervă dreptul de a stopa livrarea gazelor naturale către Republica Moldova. Rectificarea a fost susținută de 57 de deputați PAS și 3 ai fracțiunii Partidului Șor. Acestea au fost informațiile, Sofia. Legătura. Adela, îți mulțumim, continuăm jurnalul. La 12 ani distanță de la evenimentele din 2009, urmărirea penală în dosarul 7 aprilie este reluată în urma dezvăluirilor făcute de către Boris Prâncean în cadrul emisiunii Secretele Puterii de la Jurnal TV din data de 10 noiembrie. Procurorii PC Cox urmează să efectueze acțiuni procesual-penale, inclusiv pentru verificarea versiunii privind rolul unor persoane de a deturna evenimentele prin folosirea armelor de foc. Investigațiile vor fi efectuate și prin prisma infracțiunilor de uzurpare a puterii de stat, dezordinilor în masă și imperativului securității naționale. Boris Prâncean este finul de cununie al lui Adrian Nichifor, acesta fiind apropiat fostului lider PD Vladimir Plahotniuc. Sprâncean a declarat la Jurnal TV că Nichifor îndeplinea toate comenzile lui Plahotniuc. Nichifor i-a arătat finului său de cununie armele care erau amplasate pe mai multe clădiri din centrul capitalei în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009. Am mers în doi personal, în dormitor la el, unde am rămas tresnet când am văzut atât armament. Erau în jur de vreo 12-14 lunete și pistoale tot în jur de vreo minimum 10-15 pistoale. Un pistol personal mi l-a arătat, un cadou făcut pe numele, adică în numele lui, de data fabricării, ziua, luna, anul nașterii a lui, un pistol de tip Makarov, dar cu lunetele a fost o istorie oară, așa mi-a dezvăluit-o, cum, la ce au servit acele lunete în evenimentul de 7 aprilie. Toate erau pe poziție. Toate erau la țintă, țineau ținte diferite pe mai multe clădiri, din mai multe jur. Traiectorii, da, aha, erau ținute țintele. Și precum așteptau comanda ca să deschidă focul asupra protestatarilor, anumitor care îi țineau sub țintă, anumitor persoane. Lucru care nu s-a întâmplat.
Au primit informație că, precum pe aeroportul de la Marculești, staționa grupa Alfa a serviciilor secrete rusești. Și asta a fost un motiv ca să nu deschidă foc. Și alt moment, precum pe aeroportul Chișinău, staționa o navă încărcată cu diferite dispozitive, cu grenade fumigene, pentru a servi la a implica pentru în susținerea, am înțeles că asta era toată în susținerea lui domnul președinte Voronin pe atunci, de la trupele, adică de la serviciile ruse. Nimeni nu a făcut pușcărie pentru abuzurile comise atunci în comisariate. Unii tineri reținuți au fost torturați. În schimb, țara noastră a fost condamnată de mai multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Noi am avut cel puțin 4-5 dosare hotărâri de condamnare la CEDOPI, cazul de 7 aprilie și mai mult de 9-10 decizii prin care curtea a luat act de reglementare amiabilă pe cazuri de 7 aprilie 2009 și a acordat reclamanților sume cuprinse între 10 și 15 mii de euro. În noaptea de 7 spre 8 aprilie a fost bătut până la moarte Valeriu Boboc. El avea 23 de ani. Ulterior, în Parlament a fost creată o comisie de anchetă condusă de fostul deputat Vitalie Nagacevski. Acesta a devenit apoi avocatul lui Vladimir Plahotniuc. Activitatea comisiei a culminat cu un raport în care se arată că președintele de atunci, Vladimir Voronin, și-a depășit atribuțiile, iar poliția a acționat disproporționat. Procuratura Anticorupție va examina veridicitatea informațiilor primite de la SIS privind averea judecătorilor Dorel Musteață și Nina Cernat. Subiectul a devenit scandalos după ce ieri SIS-ul a confirmat mai întâi autenticitatea unui document publicat de către fostul deputat Alexander Slusar, iar apoi a constatat că acuzațiile aduse celor doi judecători nu sunt probate. SIS susține că a realizat în limită competențelor legale un control suplimentar în privința judecătorului Dorel Musteață. Acțiunile au fost întreprinse luând în considerare solicitarea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului din luna octombrie curent, precum și constatarea neinițierii de către Procuratura Generală a vreunei investigații pe marginea informațiilor furnizate în ianuarie 2020. A fost stabilit faptul că informația primară prezentată Procuraturii nu are caracter probatoriu. Nu au fost constatați indici de îmbogățire ilicită și factori de risc în privința judecătorului vizat, datele respective fiind prezentate Comisiei Parlamentare de Resort. SIS anunță că va stabili cauza și condițiile care au dus la apariția divergențelor existențe între cele două note remise, precum și circumstanțele în care nota sa informativă din 28 ianuarie 2020 a fost diseminată unor terțe persoane. Procuratura Generală afirmă că nu are înregistrată o asemenea informație și nu cunoaște de ce Procurorul General nu a dispus atunci inițierea acțiunilor de verificare a informațiilor. La rândul său, Procuratura Anticorupție a anunțat că examinează în cadrul unui dosar penal acțiunile lui Dorel Musteață și Nina Cernat. Amintim că Alexander Slusar a publicat un document cu referire la Dorel Musteață și Nina Cernat obținut de la SIS. Actul scoate la iveală că Dorel Musteață, soția sa, fiica sa și soacra ar deține 4 autoturisme, 7 apartamente în municipiul Chișinău, cu suprafață totală de peste 400 de metri pătrați, 2 case cu suprafețe de aproape 240 de metri pătrați, 17 terenuri agricole și alte bunuri. În ceea ce privește averea magistratului Nina Cernat, conform documentelor SIS, iar deține împreună cu fostul soț și fiica lor 2 case, 3 apartamente, 4 autoturisme, 2 camioane și 5 terenuri agricole. În documentul SIS mai este indicat faptul că Cernat a figurat în protejarea firmelor offshore utilizate de controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon în tranzacțiile de spălare de peste 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Atât Dorel Musteață cât și Nina Cernat au declarat că informațiile care apar în actul SIS nu corespund realității. Iar acum aflăm de la Vitalie Călugăranu detalii despre ediția de astăzi a emisiunii Cabinetul din Umbră. Bună seara, Vitalie! Bună seara! Noi vom examina inclusiv acest ultim subiect pe care l-ați prezentat în cadrul buletinului de știri, situația domnului Musteață și a celuilalt judecător vizat de SIS, împreună cu un judecător, este vorba de Victoria Sanduță, judecătoare, și cu ministrul justiției Sergiu Litvinenko, în prima parte a emisiunii. În partea a doua a emisiunii însă vom discuta subiecte economice legat de gaz și despre bugetele care au fost adoptate de Parlament astăzi. Revenim după 20. Vitalie, îți mulțumim. Continuăm jurnalul.
Șoferii de microbuz și autobuz de pe liniile interurbane cer dublarea cel puțin a tarifului pentru călători. În opinia transportatorilor, tariful de 60 de bani per kilometru este depășit, dar Ministerul Infrastructurii consideră că majorările solicitate nu sunt justificate. Pentru a le face pe autoritățile centrale să accepte creșterea tarifului, 10 de șoferi și-au adus astăzi mașinile în Piața Marea Dunării Naționale în semn de protest. Transportatorii cer autorităților să scumpească biletele de călătorie, fie să ofere subvenții. Potrivit protestatarilor, în ultima perioadă au crescut considerabil prețurile la carburanți, la serviciile de deservire tehnică și la asigurare. Șoferii spun că activează în pierdere. Noi am socotit, în octombrie am trecut și octombrie anul ăsta prețul la motorină s-a mărit cu 5 lei. 5 lei! La o zi de lucru, asta este 40-50 de lei în plus, trebuie să aprovizionăm în bac. Dar sunt de ceva facilități, întoarcă ceva o ceală. De amarci 3 lei ceva mai ieftin, motorină. De amarci, ar mai face că un jest de aici și nu ridic. Noi singur înțelegem, dacă ridicăm, nu are omul de unde să plătească bani. Să întoarcă fața la transportator, că mâine să-i piardă ultimii șoferi și să îmblăm căruța. Tot timpul, așa, care e de jos, așa l-ai bătut în cap din două părți. A să-i scunchească oamenii, a să meargă, a să-i ieftin, pierdem și noi. Ceva să compensează, ceva să ne dă-i măcar ceva, măcar cu motorina mai ieftină. Bătrânii cât mai merg, tineret nu merge nimeni. Să plecați. În Lozova, sute de căs nu se aprinde lumina seara, că nu trește nimeni trânsele. Tariful pentru transportul călătorilor este acum de 60 de bani per kilometru. Prin urmare, dublarea ar însemna cel puțin 1,2 lei per kilometru. Situația în domeniul nostru e alarmantă. Principal de cheltuieli, adică e vorba de cheltuieli pe combustibil, motorină, care în ultimul an s-a majorat, știți bine, cu aproape 40%. S-au majorat asigurările, s-au majorat prețurile la piesele de schimb, foarte esențial. Trebuie să judecați numai la bilete, la asta, prețul. Trebuie să judecați la oamenii care călătoresc cu rutiere, să aibă știți de unde plăti. Я когда считаю бешеный. Сколько стоит билет от Чадырнунга до Кшина? 79 лей проезд стоит. 130 километров. Ну так больше, конечно, в день надо собрать как минимум 800 лей на топливо. În replică, Ministerul Infrastructurii declară că majorarea tarifului cerută de către transportator nu este justificată și îndeamnă pe proprietari să modernizeze parcul de mașini. Transportatorii au prezentat solicitări de a dubla, chiar și a tripla tariful aplicabil pentru călătorire de pasageri, de la 1,37 lei kilometru la 1,85 lei kilometru. Spre exemplu, dacă acum tariful pentru linia Chișinău-Bălți este de 80 de lei, ei doresc să fie 185 de lei. Un alt exemplu, Chișinău-Drochea este acum 109 lei, solicitarea fiind de 245 de lei. Aceste solicitări nu sunt justificate. Dacă autoritățile nu își schimbă atitudinea, transportatorii anunță cu grevă. Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie, ai Universității de Stat și ai Academiei de Studii Economice vor reveni la ore cu prezența fizică. De când se va întâmpla, ne spune Eugenia Apostu. Bună seara, Eugenia! Bună seara, Sofia! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Studenții sunt așteptați în sălile de curs începând de luni, 29 noiembrie. Decizia aparține Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău. Potrivit autorității, în capitală, rata de infectare prin COVID-19 a scăzut mult în ultima perioadă, iar gradul de alertă a scăzut de la codul roșu la cel portocaliu. În același timp, sesiunea de iarnă se va desfășura în funcție de propunerile profesorilor, dar și a responsabilului de curs prin coordonarea și acceptarea conducerii facultății. Examenele din sesiunea de iarnă pot avea loc cu prezența fizică a studenților sau în format online. Acestea au fost informațiile. Sofia, ai legătura. Eugenia, îți mulțumim. Continuăm jurnalul. Tratamentul virusului COVID-19 la domiciliu a scăpat de sub control, afirmă autoritățile din sănătate. Au fost depistați pacienți care se lecuiau acasă folosind butelii de oxigen, refuzau să sune la 112 chiar dacă abia respirau și unii care nu credeau în virus până la ultima răsuflare. În același timp, oficialii spun că odată cu punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a bolnavilor prin apeluri telefonice, a scăzut rata deceselor și internărilor.
numesc Alina, sunt de la Ministerul Sănătății și sunt monitor COVID. Aș vrea să aflu cum se simte domnul Vitali. Astfel își încep ziua de muncă cele 6 studente de la medicină, care în fiecare zi îi sună pe pacienții infectați cu noul tip de coronavirus pentru a afla cum se simt. Toate simptomele pe care le descriu oamenii, febră, tuse sau orice fel de dureri, sunt incluse într-un program special care le permite să vadă evoluția bolii de la o zi la alta. Ei nu se implică în prescrierea medicamentelor sau a tratamentelor pentru pacienții cu noul coronavirus. Ei monitorizează doar starea lor de sănătate, în baza unor criterii și protocoale stabilite de către Ministerul Sănătății, respectiv ei fac acest triaj al pacientului. Numerele de telefon ale pacienților le primesc din laboratoarele unde aceștia au fost testați pozitiv. În această toamnă, de exemplu, când au fost înregistrate recorduri de infectări, studentele de aici monitorizau fiecare câte cel puțin 150 de pacienți pe zi. Din păcate, au depistat că, din frică, o bună parte din oameni refuză să apeleze la 112 sau să meargă la spital, chiar dacă sunt deja în stare gravă. Încercăm să îi convingem. Dacă nu îi convingem pe ei, atunci sunăm la rude, vorbim cu rudele, ca să ei să-i convingă. Mai ales în zonele din sate, rurale, acolo se observă că este un medic de familie la câteva sate și el chiar nu reușește pe toți să-i monitorizeze. Și eu cred că noi venim atunci într-un ajutor mare. Monitorii COVID, cum sunt numite fetele de la medicină, au dat peste un șir de situații de-a dreptul revoltătoare, care au devenit chiar subiect de investigații la Ministerul Sănătății. Este inexplicabil cum o pacientă, tratându-se la domiciliu, a făcut rost de o butelie de oxigen. Astfel, evident că nu a apelat la medicul de familie, însă un alt medic i-a prescris tratamentul, printre care și având o afectare pulmonară, a fost conectat în condiții casnice la oxigen, ceea ce este complet inadmisibil. Din cauza lipsei unui tratament corespunzător, multe persoane nu mai ajung să iasă din casă. Foarte multe persoane care nu sunt vaccinate fac forme grave, care sunt internate în spital. Cel mai dificil este atunci când telefonăm persoana care este deja la o vârstă înaintată, doar că ea este decedată. Sunt zile în care telefonăm și poate fi 7-8 persoane decedate la o persoană de monitor. Am sunat un domn, clar că nu el mi-a răspuns, mi-a răspuns soția și întreb cum se simte dumnealui. Și ea îmi spune, iată, stau cu lumânarea lângă el, pentru că ea aștepta că el deja să decedeze domnul. Erau pacienții sceptici care nu credeau în virus și nu vroiau să se adreseze medicului de familie și să sune la 112. Studentele mărturisesc că pacienții care nu cred în virus deseori sunt agresivi. Alții spun că ar vrea să se trateze, dar nu-și permit să cumpere medicamentele necesare, dar scumpe. Noi nu putem să ne implicăm în prețurile pe care le pun farmaciile. Dumneavoastră puteți să cereți de la medicul de familie să prescrie medicamente pentru COVID care sunt compensate, pe rețete compensate. Ministerul Sănătății susține că, datorită acestui sistem, pacienții nu mai ajung atât de des în spital în stări foarte grave, pentru că primesc sfaturi care, uneori, la propriu le salvează viața. În tratament la domiciliu, cu forme ușoare și moderate de COVID-19, se află acum aproape 5.000 de persoane, iar încă 10.000 sunt sub supraveghere la domiciliu. L-au bruscat pe angajat și au furat mii de lei dintr-o benzinărie într-un sector din Chișinău. Toate acțiunile au fost surprinse de camerele video. Cine sunt indivizii și ce pedeapsă riscă, aflați la știri. Procurorii ne anunță că alte două persoane au fost audiate în calitate de martori în dosarul Stoianoglu. Declarațiile celor doi martori și celelalte probe administrate vin să confirme învinuirea adusă procurorului general suspendat, precizează Procuratura Anticorupție. Într-un mesaj publicat pe Facebook, procurorul de caz Victor Furtună face referire și la recentele percheziții efectuate în biroul lui Stoianoglu. A fost efectuată cercetarea unui dispozitiv electronic de comunicare, cu participarea specialistului, fiind stabilite probe pertinente cauzii penale și a fost efectuată expertiza inginerotehnică a unui dispozitiv electronic de comunicare. Alexandru Stoianoglu a fost reținut pe 5 octombrie curent după o serie de percheziții la Procuratura Generală. El a fost plasat imediat în arest în izolator. Ulterior, Alexandru Stoianoglu a fost trimis în arest la domiciliu. Alexandru Stoianoglu este urmărit penal pe 5 capete de acuzare. Potrivit procurorului anticorupție Victor Furtună, este vorba de abuzul de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.
Opoziția parlamentară vrea explicații cu privire la paza acordată procurorului general interimar Dumitru Robu. Blocul comuniștilor și socialiștilor a cerut astăzi audierea în plena conducerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat, dar majoritatea a fost împotriva. Suntem conștienți că se cheltuie bani publici și dacă să excludem orice interpretare, am vrea să cunoaștem pe ce se cheltuie banul public și, ținând cont de bugetul pe care îl avem așa mai auster în Republica Moldova, să vedem dacă este oportună acordarea acestei protecții din partea statului sau este una exagerată. Dar ar fi corect, poate nu aici, dar printr-un comunicat de presă, Serviciul de Securitate, Pază și Stat și ne spună care sunt cheltuielile, și nu doar la acest caz, dar și la cazul din Gațcan prin Vița de Vie. Și știm dacă sunt comparabile cheltuielile cu Gațcan și cu ceea ce este la procurorul interimar și să vedem dacă au fost supuse sub aceleași riscuri. Deputatul PAS s-a referit la cazul lui Ștefan Gațcan, care în iulie 2020 a încercat să plece de la socialiști și să adere la grupul Pro-Moldova. Gațcan pleca dintr-o fracțiune în alta, după care a și dispărut, presupunându-se că a fost chiar sechestrat. Atunci, la câteva ore după ce Pro-Moldova anunțase că Gațcan a fost răpit, el a publicat pe Facebook un mic filmuleț făcut într-o podgorie, în care anunță că este cu familia, e bine și că n-a fost sechestrat. Ulterior, la revenirea în Parlament, acesta a beneficiat de pază de stat. Procurorul general interimar Dumitru Robu a primit pază de stat în baza unei dispoziții emise de președintele Maia Sandu. Conform legii, paza este oferită dacă se constată o stare de pericol sau dacă există informații despre o organizare de acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor vizate. Directorul termoelectric Vyacheslav Eini a fost recunoscut bănuit într-un dosar de îmbogățire ilicită. Potrivit Procuraturii Anticorupție au fost acumulate probe care demonstrează că în perioada 2015-2021 cheltuielile lui Vyacheslav Eini au depășit cu aproape 4 milioane de lei veniturile înregistrate. Directorul termoelectric a personal și prin intermediul persoanelor terțe a înregistrat în proprietate 10 bunuri imobile și 2 mobile în valoare de circa 6.602.988 de lei. A dobândit în proprietate 2 apartamente, precum și un automobil Hyundai Tucson, fabricat în anul 2021, ale căror valoare estimativă totală este de circa 991.341 de lei. L-am sunat pentru o reacție pe directorul termoelectric Vyacheslav Eini, însă acesta nu ne-a răspuns la apel. Procuratura Anticorupție mai informează că desfășoară acțiuni procesuale și în alte procese penale, ce vizează abuzul de serviciu comise de către Vyacheslav Eini și alte persoane responsabile din cadrul termoelectric în perioada 2019-2021. Amintim că Vyacheslav Eini este unul din cei mai bine plătiți directori de întreprinderi de stat. Acesta a acumulat anul trecut din salariu 811.000 de lei, adică 68.000 de lei lunar. Cu cagule pe cap și înarmați cu un stingător de incendiu, 2 minori au furat mai mulți bani din aparatul de casă al unei benzinării din sectorul Ciocana, agresându-l pe angajatul acesteia. Potrivit poliției, tinerii în vârstă de 14 și respectiv 16 ani, ambii din Chișinău, au sustras mijloace bănești în sumă totală de 26.850 de lei. Acțiunile celor doi indivizi au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Aceștia sunt plasați în arest pentru un termen de 30 de zile și riscă până la 10 ani de închisoare pentru tâlhărie. Anterior, cei doi minori au fost cercetați penal pentru un șir de alte infracțiuni similare. A fost lansat în luna aprilie 2019. Până acum au fost selectate peste 100 de inițiative, fiind adoptate peste 200 de strategii. Beneficiarii au fost selectați în cadrul unui proces complicat, care a presupus foarte multă analiză și la bază au stat niște criterii aprobate de finanțator. Despre ce proiect este vorba și care este valoarea totală a acestuia, vă spunem în câteva clipe la știri. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat astăzi de deputații puterii în prima lectură. Potrivit documentului, veniturile la bugetul de stat vor constitui în anul viitor 50,1 miliarde de lei, cheltuielile sunt estimate la 65,2 miliarde de lei,
iar deficitul bugetului de stat este estimat la suma de 15,1 miliarde de lei. Sunt prevăzute majorări salariale pentru mai multe categorii de bugetari, însă deputații din opoziție s-au arătat revoltați că anumiți funcționari, între care și legislatorii, vor beneficia de creșteri mai mari decât profesorii. Au urmat replici acide și acuzații reciproce. Господин министр в выборной кампании ПАС много говорил о раскрытии преступных схем, и я хотела спросить за те 100 дней с лишним, что вы работаете, какие преступные схемы приостановлены, как их приостановка скажется на пополнении бюджета. По парере дерев, в эти три луни де зиле, гуверну не ареушит се факе че, че а кладит, се спуним аша, o pleiadă întreagă de guvernanți, inclusiv cu sprijinul și cu contribuția dumneavoastră. Dacă facem o matematică simplă, vedem că la pedagogi se va majora cu circa 5,6%, iar la bieții de deputați cu 7,7% și la președinție bugetul cu aproximativ 9,6%. Considerați că deputații și angajații președinția merită mai mult decât profesorii. Legea 270, în modul în care ea face această ierarhie a sistemului de salarizare în Republica Moldova, a fost aprobată, după cum cunoașteți, câțiva ani în urmă. Dacă dumneavoastră considerați că noi trebuie să schimbăm această ierarhie și să punem deputații pe ierarhia de jos și să punem sus restul, asta puteți dumneavoastră să o faceți. Dumneavoastră ați putut aceasta să o faceți și anul precedent, anul trecut, ați avut la dispoziție dar eu n-am văzut așa inițiative la dumneavoastră. Dați să fim onești, să avem un respect față de demnitari. Vă simțiți comod în fotoliu de parlament? Dar poate tot așa comod cum se simte șoferul, vânzătorul, cetățenii noștri în ger și soare în câmpii, profesorii și medicii instituții nedotate, alocuri neîncălzite. Și în final, cum vă simțiți voi, cei care repartizați în așa mod bugetul, banii cetățenilor, adunați cu atâta greu, plătiți prin impozitele și taxe? De parcă ei nici nu au fost la guvernare, unii din ei zeci de ani, în funcție de miniștri, deputați de majoritate, consilieri, parcă n-au nicio treabă, n-au nicio treabă că au lăsat în urmă instituții slabe, corupții, economie vulnerabilă, dependentă de importuri, dependență energetică completă. Ei au uitat că ne-au lăsat asta. Au lăsat că ne-au lăsat lipsă de investiții, inclusiv străine. Ne-a lăsat competitivitate extrem de redusă a economiei. Sați și orați pustiți. În cele din urmă, proiectul bugetului de stat pentru anul viitor a fost votat în prima lectură cu votul a 57 de deputați ai PAS. Ca documentul să intre în vigoare, acesta trebuie să mai fie votat în alte două lecturi, fiind posibilă rectificarea calculelor și îmbunătățirea proiectului. Intenția poliției de a-i scuti pe șoferi de o pedapsă dacă și-au uitat acasă permisul de conducere îi bucură pe mulți, dar nu pe toți. Unii cred că noul proiect de lege lasă loc pentru abateri. Ce argumente au oamenii și dintr-o parte și din alta, vedeți în cele ce urmează. Potrivit noului proiect, polițiștii vor putea verifica existența permisului de conducere și valabilitatea lui în sistemul digital. Acest lucru presupune și anumite condiționalități. Șoferul să aibă un act de identitate asupra sa. Noile modificări vor intra în vigoare dacă vor fi votate de Parlament. Mulți șoferi salută intenția, făcând trimitere la țările occidentale. Если это все будет в электронной базе и у каждого полицейского будет доступ, то это будет очень даже прекрасно. Потому что бывает, что приходишь с работы, меняешь рубашки, документы остаются в другой одежде. Утром выбегаешь, торопишься и забываешь. Но если будет так, то будет очень интересно. Я думаю, что это достаточно окей. На всякий случай. Мы идем с прямой методой диджитализации новой системы. Я думаю, что это достаточно окей. Если это преимущество для того, если ты вдруг права забыл дома. Так каждый водитель имеет при себе права, как бы, и от этой новости, я думаю, мало что изменится. Штим, а мы аудит аз на радио. Как идет сейчас инициатива? Да, и форти буна. И че? Я мой ушел, я мой симплу.
Alți șoferi consideră că permisul de conducere în buzunarul șoferului este un act de responsabilitate. Dar cum fără permisul? Pe oricine se urcă la volan, atunci ce se întâmplă pe urmă? Dacă un neprofesional se urcă la volan, ce se face? Rău. De ce? Copchii să așeză la volan și până și-ai să-i prins, până și-ai să-i găsești, e rău. Am citit această știre. Cum vedeți acest lucru? Nu văd un beneficiu în tata asta, pentru că orice conducător trebuie să își ții actele la el permanent, indiferent de situații, că orice unii ar pleca, trebuie să fie un act, când baza actului dat, trebuie o persoană dată să fie verificată. A trebuit să ai permis, dar mai ales care alții au cum au fost amendați, dar până continuă să meargă cu automobilul, așa că asta e călcare mare. Verificarea permiselor de conducere în sistemul electronic era posibilă și până acum, doar că regulamentul circulației rutiere obligă șoferii să dețină permisul de conducere asupra lor atunci când se află la volan. Lipsa acestuia se echivalează cu amendă dacă șoferii conduc fără permis sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație a permisului, se aplică amenzi până la 3.000 de lei. Noile modificări prevăd modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prin digitizarea serviciului. Reducerea numărului actelor necesare la perfectarea permisului de conducere și excluderea obligativității deținerii asupra lor a permisului de conducere în traficul național. Proiectul de lege urmează să fie transmis în Parlament spre adoptare. Pomul de Crăciun din capitală va fi inaugurat tradițional pe 1 decembrie. Tot atunci va fi dat startul evenimentelor festive. Anunțul a fost făcut astăzi de către primarul general, care a declarat că de sărbători în Chișinău vor fi organizate mai multe târguri de Crăciun, concerte și alte activități. În Piața Mare a Dunării Naționale ar putea fi instalate un carusel și un patinoar. În scoarul catedralei va fi organizat un orășel de Crăciun. Autoritățile municipale susțin că în acest an accentul va fi pus pe amenajarea spațiilor în Chișinău. Vor fi suplinite elemente decorative astfel încât să fie decorate toate rondurile din Chișinău, aleile, scoarurile și străzile centrale. În mai multe sectoare vor fi organizate târguri de Crăciun, iar în Piața Mare Adunării Naționale ar putea fi instalate un carusel și un patinoar. Și în acest an vor fi decorate mai multe troleibuze care vor face parte din caravana de Crăciun. Luminițele decorative vor fi conectate treptat. Cert este că unii oameni au obosit de situația pandemică. Acum sunt 2 ani de zile. Și în acest context nu vrem ca sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, atmosfera sărbătorilor de iarnă, să lipsească din viața noastră. Responsabilii susțin că la toate evenimentele vor fi respectate normele epidemiologice. În noaptea dintre ani nu va fi însă un program special. Primarul a declarat că guvernul a refuzat să participe la organizarea sărbătorilor din cauza situației pandemice din țară. Solicitată să comenteze afirmațiile edilului, purtătoarea de cuvânt a guvernului Anastasia Taburceanu a spus că acestea sunt incomplete și duc publicul în eroare. Potrivit ei, executivul va veni cu detalii despre târgul de Crăciun în viitorul apropiat. 3 milioane de euro, atât au primit în ultimii 3 ani aproximativ 100 de organizații ale societății civile din Republica Moldova. Banii au venit din Uniunea Europeană și de la Fundația Konrad Adenauer, fiind utilizați pentru promovarea transparenței și responsabilității instituțiilor publice. Donatorii și beneficiarii banilor pentru proiectul dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova au făcut un bilanț al activității din 2019 încoace. In this regard, the project Grassroots Civil Society Development Facility in the Republic of Moldova has focused on the support to good governance at the local level in all regions of the Republic of Moldova. I would like to express my gratitude for the successful implementation of this project, which leads to meaningful results. More than 100 projects have been selected. More than 600 community actions were implemented. Over 200 strategies, action plans, analyses and monitoring reports were elaborated and adopted. Beneficiarii au fost selectați în cadrul unui proces complicat,
care a presupus foarte multă analiză și la bază au stat niște criterii aprobate de finanțator. Noi am făcut o comisie care a implicat diversi donatori prezenți în Republica Moldova, dar și experți care pricep bine în domeniul bunei guvernări, care au putut să identifice cele mai bune inițiative. Grație susținerii din partea Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer, noi am reușit să implementăm un proiect exploziv în municipiul Bălți, la nordul Republicii Moldova. Am atras atenția și am elaborat un șir de investigații jurnalistice și materiale analitice cu privire la banul public, patrimoniul public. Am dovedit și am arătat cetățenilor câți bani nu vin în bugetul public din cauza unor, nu știu, rea intenții sau erori a administrației. Împreună cu Asociația Obștească Hai Moldova am implementat proiectul Comunități Sustenabile Dezvoltare Durabilă. Valoarea totală a grantului a fost de 9.875 de euro. Din acest proiect am reușit să implicăm 7 comunități rurale și să realizăm o serie de activități care au contribuit la dezvoltarea acestor comunități și anume pe domeniul de protecție a mediului. Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova a fost lansat în luna aprilie 2019 și a oferit în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro organizațiilor societății civile care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Membrii guvernului condus de prim-ministrul Nicolae Ciuc au depus astăzi jurământul de investitură într-o ceremonie desfășurată la Palatul Cotroceni. Criza politică s-a terminat, dar celelalte crize nu. Și nici problemele nu au dispărut. Președintele Klaus Iohannis a mai declarat că formarea coaliției guvernamentale nu a fost un lucru simplu, iar în acest proces a fost nevoie să se treacă peste multe orgolii. România așteaptă de la noul guvern să rezolve problemele pe care le-a enunțat în programul de guvernare, a afirmat șeful statului după jurământul de investitură al membrilor noului executiv. Guvernul Nicolae Ciuc a trecut astăzi de votul de investire din Parlament. Executivul susținut de PNL, PSD, UDMR și minorități naționale a fost votat cu 318 voturi pentru și 126 împotrivă. Cel puțin 11 persoane au murit și alte 10 au fost blocate în subteran după izbucnirea unui incendiu într-o mină de cărbune în regiunea Kemerovo din Siberia. Operațiunea de salvare continuă, mai mult de 200 de muncitori fiind deja scoși din subteran. Autoritățile au deschis dosar penal, scriu agențiile de presă din Rusia. Potrivit Ministerului pentru Situații de Urgență al Federației Ruse, 285 de oameni se află în mina Listvyazhnaya, iar 236 au fost scoși la suprafață. Autoritățile au anunțat că au primit o alertă în jurul orelor locale 8:35 cu privire la prezența de fum în această mină, în orașul Gramoteino, în regiunea Kemerovo, unde se află numeroase mine de cărbune. Inițial s-a anunțat că 115 mineri lucrau în mină în momentul izbucnirii incendiului. Deocamdată, nu sunt cunoscute cauzele exacte ale incendiului. Comitetul de anchetă local a anunțat că a lansat o investigație pentru încălcarea normelor de securitate. Accidentele în minele din Rusia sunt legate adesea ca pe vremea Uniunii Sovietice, de o atitudine laxă față de aplicarea normelor de securitate, de o proastă gestionare sau de echipamentele vetuste ce datează din epoca sovietică. Cel mai grav accident minier din ultimii ani s-a soldat cu 91 de morți și peste 100 de răniți în mai 2010, tot în regiunea Kemerovo. Doamnelor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile Sport, Meteo și rubrica Post Scriptum cu Alex Cozer. Iar de la ora 20 urmăriți emisiunea Cabinetul din Umbră cu Vitalie Cărugăreanu. Nu uitați, dacă ați fost martori un eveniment care poate deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem la jurnalul de noapte. Numai bine!